Procurorii nemțeni au stabilit calitatea minorei de suspectă în cazul de omor petrecut în urmă cu două seri din centrul municipiului Piatra Neamț. Fata în vârstă de 15 ani este cercetată în stare de libertate, însă poate invoca legitima apărare. Ea a anunțat la 112 în urmă cu două seri că este agresată și sechestrată într-un apartament de către un bărbat, iar între timp a sunat-o pe o verișoară de-a ei și a spus că a omorât un om. Tatăl fetei este ferm convins că fiica sa nu este vinovată. Fata nu a făcut prostii până acum, deci nu a umblat nici cu prostituții, nici să plece de acasă, de aiurea, de nebună, nici nu avea ieșiri, zici că e psihică și are ieșiri. După apel, polițiștii au ajuns cu greu la ea pentru că minora nu a putut da informații exacte despre locul în care se afla. Așa se face că, prima dată, polițiștii au intrat în locuința unui vecin de palier și abia apoi au descins în locuința în care se afla fata. Aici au găsit cadavrul lui Lucian, un bărbat de 43 de ani, originar din Cod la Brașov, care locuia de mai multă vreme în Piatra Neamț. Cadavrul avea 16 plăgi produse cu un cuțit la nivelul toracelui. Familia victimei consideră că lucrurile nu sunt clare în acest caz și că acuzațiile de agresiune sexuală care îi se aduc bărbatului sunt nefondate. Ei spun că ar putea fi vorba chiar și de o acțiune premeditată a minorei care l-a înjunghiat. N-ar putea să facă așa ceva. Iar din reportajele care le-am făcut, le-am văzut la televizor și de la Facebook, nu se leagă niște lucruri. Sper ca autoritățile să facă anchetă care se dezvăluie, că nu știu dacă o fată de 16 ani, el e un bărbat în toată firea, poate să îl înjunghe de 18 ori. Mai sunt întrebări ce căuta ea la ora aceea în apartamentul lui și multe altele care nu se leagă, dar sper ca autoritățile să facă lumină în caz. În niciun caz nu e un violator. Cred că nu e vorba de o agresiune. Mă gândesc că poate chiar a fost planificată. Un jaf, am înțeles că s-au găsit bani asupra fetei. Nu știu cine e, n-am văzut-o, n-am cunoștință. Deci poate a fost chiar ceva planificat. Un băiat foarte, foarte, foarte disciplinat. Și curat, și disciplinat. Toate calitățile avea. L-ați văzut în stare să facă rău cuiva? Niciodată. Deci eu îl cunosc, eu l-am crescut. Niciodată. Copilul ăla nu... Deci nici nu jignea vorbind măcar. Să ridice tonul la cineva. Cu toate acestea, minora a discutat la telefon cu dispecerul de la 112 și a spus că a fost agresată și sechestrată. În cauză mai este un element pe care anchetatorii nu l-au omis, și anume că asupra fetei a fost găsită o sumă de bani mult mai mare decât și-ar fi putut permite ea sau familia ei în acest moment. Cert este că victima și minora se cunoșteau dinaintea incidentului tragic. Ei au fost împreună după amiaza dinaintea faptei pentru a discuta posibilitatea găsirii unui loc de muncă pentru fată. Lucian i-ar fi promis că poate face în așa fel încât să o angajeze la un restaurant sau la un cămin de bătrâni din apropiere de Piatra Neamț. Cei doi au petrecut peste o oră la restaurantul unde sperau ca fata să se angajeze. Aici au fost refuzați pentru că fata este minoră. Se pare că au mai poposit la o terasă din apropiere, după care s-au îndreptat către apartament după ora 20. Din acest moment și până la ora 1.01, când a fost primit apelul la 112, cei doi au rămas în apartament, se pare. Ancheta urmează să stabilească dacă moartea bărbatului a survenit în urma unei legitime apărări sau din altă cauză. Până atunci, fata este internată în regim de urgență la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. În acest moment, minora în cauză se află într-un centru de primire în regim urgență al DGASPC Neamț și este consiliată psihologic și sprijinită să depășească din punct de vedere emoțional trauma suferită. Se va evalua situația psihosocială a familiei și în funcție de rezultatele acestei evaluări se va dispune în consecință și pentru celălalt copil al familiei. În cadrul anchetei, în zilele următoare, minora va fi expertizată psihiatric de către specialiști.